foști elevi ai antrenorului Dumitru Bernicu, dar și alți handbaliști care și-au încheiat activitatea de performanță s-au întâlnit la liceul cu program sportiv Suceava în cadrul memorialului Dumitru Bernicu. La cea de-a șasea ediție a evenimentului organizat în memoria celui care a condus timp de două decenii instituția suceveană de învățământ, au participat patru echipe de Old Boys. Este vorba despre Golden Boys, Mera Sport Baia Mare, Old Boys Vaslui, Botoșani Old Boys și HC Bucovina Suceava. Echipa condusă de Răzvan Bernicu s-a clasat la final pe primul loc cu victorii pe linie, 27-22 cu Botoșani, 18-10 cu Vaslui și 27-18 cu Baia Mare. HC Bucovina a câștigat și două premii individuale. Mihai Rohozeanu a fost desemnat MVP-ul turneului, iar Cristiana Domnicăi a fost cel mai bun marcator. După cum ați observat, mă simt foarte bine, pentru că e o plăcere deosebită să vin la Suceava, pentru că ăsta e orașul în care am crescut și faptul că sunt și am putut să joc alături de colegii mei mă bucur cu atât mai mult. Până acum n-am reușit să ajung din cauza programului pe care l-am avut și s-a evitat oportunitatea asta. Noi am jucat înainte cu Baia Mare, având weekendul liber, am făcut un efort și am ajuns să fiu lângă colegii mei și lângă Răzvan, bineînțeles. Până la urmă, e și moment în care trebuie să renunțăm. Partea bună la mine a fost că m-am simțit foarte bine, îmi place să joc handbal, îmi place în continuare, am reușit să particip și la edițiile de Cupa Mondială din Croația și n-am avut probleme de sănătate. Cred că asta e cel mai important pentru un sportiv, că de obicei ești forțat la o vârstă mai înaintată să te retragi din cauza problemelor de sănătate. La mine nu a fost cazul și mă simt foarte bine. Mă bucur că m-am întors la Suceava, mi-a fost dor de handbal, având în vedere că m-am lăsat de ceva timp. Încă mă mai țin picioarele și mă bucur de chestia asta și mă bucur că îi văd pe băieți bucuroși și dornici de pregăt de alergare, de o mișcare. Tot timpul când mă întâlnesc cu vechii mei colegi este o bucurie și aștept întâlnirea de seară să bem și un pahar, să povestim cât mai multe, să depănăm amintirile pe care le avem împreună. Ne bucurăm că am reușit să organizăm din nou memorialul. O prezență nouă, echipa din Baia Mare, anul acesta. Sperăm ca de la an la an să facem un memorial internațional, un turneu internațional. Ca de obicei, ceilalți colegi de la Vaslui și de la Botoșani au fost alături de noi. Le mulțumim pe această cale și așteptăm și anul viitor. Majoritatea, dacă nu chiar aproape toți, sunt foști ambaliști, cu meciuri multe în Liga Națională și ne face plăcere să ne întâlnim într-un final de săptămână să mai batem mingea, ca să zic așa. Tot în cadrul ediției a șasea memorialului Dumitru Bernicu, miercuri de la ora 13 va avea loc un meci demonstrativ de handbal între o echipă a jucătorilor și o echipă a profesorilor de la liceul cu program sportiv Suceava.